Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Credința radicală nu este o realizare, căci dacă ar fi așa, ne-am dori-o și am înfăptui-o. De fapt, ea este un dar, iar noi suntem liberi să reacționăm în conformitate cu ea, să veghem și să ne rugăm, spunea Walter Brueggemann. Există momente în viața fiecăruia dintre noi când ne-am dori să credem mai mult, mai bine, mai articulat. Lipsa credinței o resimțim adesea ca pe o criză spirituală care ne stânjenește și ne creează dificultăți. Parcă am vrea să facem ceva, iar uneori chiar facem, dar lucrurile nu ies pe măsura dorinței și a efortului. Într-un final capitulăm recunoscând că nu putem crede decât rezemându-ne pe Dumnezeul cel neschimbat. Doar El poate să ne sădească în inimi atât de necesara credință, iar noi suntem responsabili să o cultivăm. Putem să o smulgem dacă dorim, însă consecințele vor fi pe măsură. Dar, așa cum spuneam, putem să acționăm pe baza ei, să o manifestăm în fiecare detaliu al vieții. Dacă vom face așa, ea va copleși întreaga noastră existență, o va învălui în mireasma cerului și ne va strămuta cu sufletul în împărăția lui Dumnezeu. Și ce binecuvântată e această strămutare, această nouă realitate a lucrurilor și a simțămintelor.